Așa a început simularea unui atac la poligonul de la Șorogari. Jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și carabinierii de la Inspectoratul General de Carabinieri al Republicii Moldova au realizat un exercițiu comun de pregătire a personalului. Simularea a reprezentat situația unui atac în zona de frontieră a unui transport de valori cu caracter transfrontalier din Republica Moldova către Iași. Este primul proiect care se desfășoară la nivel național între cele două structuri și ne bucură faptul că ceea ce ne-am propus am reușit. Am reușit să dezvoltăm un sistem de colaborare și cooperare operațională între jandarmii ieșeni și carabinierii din Republica Moldova în gestionarea unor activități cu caracter transfrontalier. Ne bucură faptul că am avut posibilitatea să achiziționăm o serie de mijloace și materiale specifice de intervenție care sunt la un standard destul de ridicat și, nu în ultimul rând, de a dezvolta o serie de tehnici și tactici de acțiune care sunt în concordanță cu cele care există la nivelul celorlalte structuri din cadrul Forței de Jandarmerie European. Cele două structuri vor colabora și pe viitor în alte proiecte. Împreună cu colegii din Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași, ați văzut tacticile de intervenție ale carabinierilor și jandarmilor care s-au soldat cu o activitate interoperabilă, deoarece acesta este fenomenul cel mai important într-o misiune internațională unde sunt implicate forțe din diferite țări. Am reușit să transmitem acel sentiment de încredere ostășească unii între alții, între colegii noștri din carabinierii moldavi și colegii din jandarmeria ieșeană. Să știți că fenomenul infracțional nu are limite și nu are granițe, iar acest exercițiu desfășurat între noi n-a demonstrat decât că suntem gata să intervenim, indiferent în ce loc al lumii și indiferent din ce forță facem parte. Comandantul acțiunii aduce ambele echipe de asalt pe punctul de intrare în obiectiv, astfel încât ne pregătim de o acțiune simultană a celor două echipe. Jandarmii și carabinierii au tras focuri de armă, dar au aruncat și grenade cu fum, care au făcut simularea să fie și mai captivantă. Chiar dacă în acest dispozitiv observați și o persoană încătușată, îmbrăcată în uniformă de jandarm, acesta a fost găsit împreună cu persoanele ostile. Din acest considerent, este încătușat și condus la punctul de tăiere. Iar urma anchetelor se va stabili dacă acesta a fost implicat sau nu, sau dacă este subofițerul din postul bază și protecție. Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020.